Sălăjenii care doresc să-și petreacă vacanța aproape de casă pot opta pentru centrul de agrement izvoarele barcăului de la Tusa, unde cu doar 60 de lei pe zi pentru o persoană sunt puse la dispoziție pe lângă condiții bune de cazare, popicărie și parc de joacă, alături de un peisaj merific al izvorului barcăului. Cei care doresc să-și petreacă vacanța de iarnă în acest loc o pot face atât de Crăciun cât și de Revelion, deoarece prima serie a taberei se va desfășura în perioada 23-29 decembrie, iar cea de-a doua serie se va desfășura din 30 decembrie până în 5 ianuarie. Pentru sălăjenii care vor să treacă granița județului o pot face prin oferta pusă la dispoziție în județele Maramureș, la centrul de Agreben Stibina, în Bistrița Năsăud, la St. George Bay sau în Bihor, la Șuncuiuș. De asemenea, la nivel național, în cele mai atractive locuri ale țării sunt disponibile oferte pentru cei cu vârste de până la 35 de ani. Pentru suma de 55 de lei pe zi, cei care doresc își pot petrece Crăciunul sau Revelionul la Păltiniș. Alte destinațiile reprezintă stațiunile din Predeal, unde tinerii pot închiria o cameră pentru suma de 64 de lei, precum și în stațiunea Codrii de Aramă, în județul Botoșani, sau la Sovata, în Mureș. Lista nu se oprește aici, oferte venind din toate zonele țării, însă tinerii interesați de aceste oferte pot afla mai multe informații adresându-se Direcție Județene pentru Sport și Tineret Sălaj.